Astăzi mergem în vacanță pentru prima dată pe anul ăsta, deci dăm startul unei noi aventuri de aici, din acest tren oribil și jegos. I don't know, dear. În prima locație pe care vrem să o vizităm, și anume orășelul Tapolca. Evident că am încercat să ne orientăm cu Google Maps de cum să vedeți pe Matei, de cum să facem să ajungem la cazarea pe care ne-am luat-o, numai că evident Google Maps are probleme, întotdeauna are probleme, ceea ce mi se pare de super rahat, așa că am zis hai să o luăm intuitiv. Vreau să mâncăm o prăjitură? Prăjitură! Trenul nostru a plecat la 7 dimineața și am parcurs aproximativ 3 ore și jumătate până în Tapolca, un oraș foarte mic, dar foarte plin de personalitate. Am reușit să ne cazăm, în sfârșit, o locație super mișto pe care o să vă arătăm mai târziu. Și după ce am mâncat, că eram terminați de foame, am zis să o luăm așa ușor la pas, să vedem pe unde ajungem și ce putem să vedem pe aici. Noi știm deja de ce am venit aici, dar o să vedeți și voi mai târziu. Și pentru că aveam nevoie de ceva dulce, ne-am luat, pentru că trebuia să ne luăm, niște reteși, adică un fel de strudel cu diferite umpluturi. Unul e cu mere și unul este cu brânză și vișine. Știu că am spus că nu-mi place seara de mâncare, dar că suntem între noi e altă treabă. Fac o excepție. Fac o excepție, exact. Hai să vă arăt. Am intrat în oraș și am văzut niște flori absolut superbe și aparent sunt peste tot în orașul ăsta. Hai să le vedeți și voi. Sunt absolut mișto și gigantici, adică uite, palma mea și floarea, foarte mișto. Una dintre atracțiile micului oraș Tapolca este această moară de apă. Este absolut fantastică. Și dă un farmec absolut aparte orașului. Sau orășelului, mă rog. Fascinant. Sunt o babă, dar nu comunistă. Plouă foarte tare, nu știu dacă rezistă camera asta la ploaia asta. Mă rog, tare. Nu plouă la modul ăla foarte tare, cât pur și simplu încet și continuu. O să încerc totuși să filmez un pic. Da, e frumos așa, dar nu prea. Măcar ne-am luat bilete să facem o plimbare pe lacul dintr-o peșteră. Nu știu dacă se poate filma acolo, dar noi o să încercăm, că de ce nu? Fric de nu mai pot, n-am curea la pantalon, dacă mă vedeți în fundul gol în vlogul ăsta, de aia o să vă, mi-am uitat cureaua acasă și noroc că am fâșul ăsta pe mine. Stați liniștiți, nu e Cernobâl, e doar o borsetă. Și o diferență de 13 grade față de ieri, iar noi nu avem pantaloni lungi și este un pic cam frig. Exact. Thank you.
după ce ne-am chinuit ceva să găsim un autobuz care să ne aducă până aici, suntem în sfârșit foarte aproape de unul din obiectivele noastre. De ce să stau? Să vedem la Turist Info, să vedem sigur la ce oră este. Vedem la Turist Info și ne întoarcem. La Turist Info nu era nimic, era închis chiar, era o toaletă, măcar aia era deschisă în caz de nevoie, dar nu e nevoie. Mă rog, detalii. Da, am reușit să găsim un autobuz care să ne aducă până aici. Asta este pe lângă lacul din peșteră. Asta e motivul pentru care am venit noi în acest mic oraș numit Tapolța. Tapolța. Știam că sunt autobuze care ne pot duce la acest castel. Castel care se numește Sigligeth și pe care abia așteptăm să-l vedem și să vi-l arătăm și vouă. Uite cât avem de urcat și cât avem de văzut. We don't talk much these days. I'm embarrassed and you're a shy. Suntem în turn, unul din ele cel puțin, turnul rotund ăsta. Și ăla e la cu Balaton. Fantastic. Și o să ajungem până acolo, sus de tot. Și încă nu suntem în cel mai înalt punct. Deci de aici vezi tot, cred. Tell me why I pushed you so far away. Didn't want you around, but you wanted to stay. I guess that you've gotten your way. Undeva scoteam noi arcurile cu săgeți și le rupeam capul inamicilor. Ia să vedem ce face Matei acolo. Ce faci, Matei? Plouă. Ai plouă? Yeah, îi dă cu puloaie. Nu plouă. Hai că-i frumos. Hai acasă. Cred. Suntem în continuare în Sigligeth. Am reușit să vedem castelul după cum ați văzut și voi. A fost o experiență totală și mi-a plăcut maxim. Acum, după ce am mers, cred că 15 minute de la castel, am zis că ar fi mișto să mai vedem și un fel de biserică din asta care e de pe la 1100, 1200, ceva de genul ăsta. Moare și bateria camerei, dar iată, este în spatele meu. Nu știu dacă se vede. Probabil că se vede, încă plouă foarte tare. Stați să vă întorc să vă arăt. Stați așa. Iată, ea este
Matei este nebunit, lui plac chestiile astea medievale foarte tare. Asta nu știu dacă e chiar medievală, nu mă prea pricep. Recunosc, dar arată beton și îmi place maxim să pot să văd lucruri de genul ăsta, să știu că sunt pe un teren istoric. Este practic a treia zi de când suntem plecați de Hello, casă. Hello, Bello! Și acum trebuie să plecăm din Tapolca, să ajungem în Balaton Füred. Să ajungem în Balaton Füred, să vedem și acolo cum o să fie cu cazarea, cu locul, cu toate astea. Dar momentan este 8 dimineața, ne-a dat afară ca un timp mai repede. Nu e adevărat, nu e forma greșită. Bine, avea niște treabă dimineață și ne-a întrebat dacă putem să plecăm mai devreme, adică pe la 8. Am zis, da, mă, ok, plecăm pe la 8, e ok, mai ales că noi suntem super matinali de fel. Și iată-ne aici. Iată-ne aici, în parc, stăm, ne uităm la rațe. Rațe. Bem o cafea fără cofeină, mult lapte. E de acolo. Sunt încântat. Are cafea în paharul ăla, nu are ceva, e ok. Da. Și cam asta. Suntem curioși de Balaton Füred. Cred că a sărit ceva în apă. Da, o rață. O vietate. Astea sar în și din apă, sunt... Săritoare. Sunt alea, da, pe baterie. Poți baza pe ele, da. Exact, au suflet mare. Exact, mai ales piept. Deci... au D-cup. Da. Păi, ne vedem în Balaton Füred și mai vedem ce mai găsim și pe acolo. Da. Hai pa! Am reușit în sfârșit să ne cazăm. Nu să ne gazăm, ci să ne cazăm. Și acum încercăm să mergem să vedem dacă putem să intrăm la un acvariu în minunatul Balaton Füred. Füred înseamnă, nici noi nu știm exact ce, dar probabil are legătură cu baie. Da, vine de la Füred, nici maghiarii nu prea știu exact ce înseamnă Füred. E ok. Oricum? E pe marginea apei. Cert e că suntem foarte obosiți. Avem un talent fantastic de a ne trezi la 6 și ceva dimineața. În vacanță. Pentru că, de ce nu, obișnuința, rahat. Dar asta e. Dar măcar să ne bucurăm de ce avem aici. Am senzația că mereu spun să ne bucurăm. Hai să continuăm, da. Hai să vedem. Cred că mai bine termin formulările astea și pur și simplu închid camera. Spune-ne, ce faci? Mănânc pâine cu grăsime de mangaliță, adică cu untură și cu ceapă. Și cu untură de? Mangaliță. Ce e? Un porc. Un fel de porc. Un soi de porc. Și cu ce o stingi? Cu dramini. Da, este festivalul vinului practic aici și profităm puțin de ocazia asta să ne bucurăm. Și în același timp stăm și analizăm turismul românesc cu tot ce înseamnă el
și ne minunăm de cât de importante sunt lucrurile simple în general. Noi nu le avem, sau cel puțin din ce amintire avem noi din 2017 când am plecat aici, nu le aveam. Acum sper să fie. Dar nu știu dacă sunt. Nu știu voi cum sunteți, dar mie îmi place ceapa. Pornit spre castelul vechi, oricare ar fi ăla, nu știm ce o să găsim, dar cert e că avem o priveliște destul de mișto și sperăm să fie marfă și să nu fie doar doi bolovani acel vechi. Sunt bolovani vechi. Poate călătoria noastră a fost în zadar, nu am găsit niciun castel, așa că după ce ne-am luat și noi prânzul, ne-am dus să vedem peștii din acvariul de la Tihani. Ce faci? Îți place? E frumos așa, dar e relaxant, dar într-un mod bizar abia aștept să ajungem acasă cam obosit. Ultima zi, e foarte vânt, dar e frumos. Să sperăm că și auziți ce spun. Din Balaton până în Budapesta am făcut cu trenul aproximativ 2 ore, iar apoi, a doua zi, ne-am hotărât să mergem într-o nouă aventură în orașul Eger. De unde suntem aici? Suntem în Eger, am ajuns pentru ultima locație practică a vacanței noastre. Am tot sărit dintr-un oraș în altul, dintr-un castel în altul. De fapt, am văzut doar un castel, dar nu contează. Azi mai vedem. Da, azi mai vedem unul. Și acum încercăm să găsim cazarea. O să stăm doar o noapte aici, e ceva doar așa interesant de văzut pentru puțin timp. E frig, plouă, evident. Și abia aștept să ajungem și sper că ne auziți.
ceva de mâncare, că ne e foame. Suntem leșinați, dacă nu e evident. Nu chiar leșinați, dar... Unii dintre noi sunt. În jumătate de oră, probabil că deja încep să facă toți dracii pe aici. Deci cât am dat? Cât ai dat? 4.000. Atât? Pe toate astea. Incredibil. Palatul Episcopal. Episcopalian. Vreau să zic o simplă chestie. Am mâncat pe bani super puțini niște chestii absolut extraordinare de la un fel de, cum l-am numit la noi în țară, împinge tava maghiară. A fost excepțional, am mâncat fiecare cât un fel de mâncare, plus garnitură, plus o prăjitură, plus o cafea fără cofeină și cu lapte. A fost deosebit. Și nu vine să cred, de fiecare dată când am încercat locuri de genul ăsta, au fost super, super, super bune. Așa că dacă ajungeți în Ungaria, cred că în orice oraș, încercați, nici nu știu cum să le numesc, sunt un fel de dinere de astea locale, ai pe românește un împinge tava din ăsta unde mănâncă absolut toată lumea și unde găsești în mod cert tot ceea ce le place maghiarilor să mănânce. Bă, da, bun! Tot mergând pe străduțele cu aer de Bratislava ale orașului, am ajuns în piața Dobo, Dobo István Dátiz, erou național, unde am descoperit, pe lângă alte atracții, această minunată biserică. Nu știu cum vi s-a părut vouă biserica asta, dar nouă ne-a plăcut foarte mult, mai ales datorită muzicii care a creat o atmosferă aparte. În continuare ne-am gândit că ar fi totuși bine să ne atingem primul obiectiv al vacanței noastre scurte în Eger și anume să vizităm castelul medieval. Te duci, Alina? Nu știu. Haideți să urmărim pe Alina. Sigur ne duce undeva. Oh. El este... Gargoni. Geza. The Great Novelist. Am tot văzut cărți de el. Nu știu cine e, dar te cred. Un scriitor celebru. Ok. We'll be right back.
ghișce plouă din nou, yeah! Asta a fost și castelul din Eger. Inițial n-am fost așa de impresionați când am intrat, dar după aia când am început să vedem colecțiile, mai ales aia de arme, unde nu s-a putut filma, din păcate, chiar am rămas cu o impresie plăcută și vă mega recomandăm să-l vizitați și voi în cazul în care o să fiți pe aici. Acum încercăm să mergem și noi să vizităm minaretul, sper să reușim. Cert este că ar trebui să fie o priveliște foarte tare de acolo de sus din turn. Ok, am ajuns la minaret. Am așteptat să urcăm în el. Am plătit intrarea. Au urcat două persoane înaintea noastră. Ne-am urcat noi și apoi a mai venit o femeie cu niște copii, băi, și când am stat și am urcat, ne-a luat un atac de panică, de nu pot să-ți deci nu pot să explic și nu știu de ce, că nu știam că sunt claustrofobă, dar aparent sunt. Sau aparent suntem amândoi și faza este că eram făcut sandwich cumva, adică erau oameni și în față și în spate și dacă voiai să te întorci... Extrem de strâmt. Și dacă voiai să te întorci, nu prea aveai cum, pentru că era spațiu de strict o persoană. Deci eram, câte persoane eram? Șapte persoane. Ne-am întors. Deci nu știu dacă am urcat 10 trepte, probabil am urcat vreo 10, alea sunt și abrupte rău. Dacă vreți să vedeți cum e și nu ați ajuns în Ungaria sau în altă parte care... La Mangalia, de exemplu. La Mangalia, frate. E și la Mangalia un minaret din ăsta și pe ăla l-am urcat. Am tot urcat în viețile... Doar una avem, doar o viață avem. Am tot urcat în viața noastră, tot felul de turnuri și chestii. Băi, dar nu știu, niciodată nu am simțit așa. Niciodată. Mă rog, a fost un fail. Măcar l-am văzut pe din afară, un pic pe dinăuntru. Și aia a fost. Să ne mai treacă puțin după failul de la minaret, ne-am dus într-o cârciumă aproape de castel să testăm celebrul vin al regiunii, Egri Bicaver. E un vin roșu, destul de interesant, nu neapărat pe gustul meu, dar hei, măcar am încercat. După ce ne-am delectat la un pahar și o discuție despre templieri, am reușit să surprindem câteva scene cu orașul seara. Ultima zi de călătorit în vacanța asta. Practic mergem să vedem o abație cisterciană de la 1200 și ceva, iar peisajul este absolut superb. Thank you.
don't wave, I wish I could get a picture. Bits of our breath falling into the same pace. Tomorrow is cool, tomorrow is fine. Felt heavy, felt believing, so I'll take it as a sign. Pe lângă această abație superbă, ne mai bucurăm și de toate frunzele astea căzute din copac. E un peisaj superb, în sfârșit a venit toamna. Nu știu dacă v-am zis, dar ăsta e anotimpul meu preferat și mă bucur din plin de el. Cam așa s-a încheiat călătoria noastră, am vizitat tot felul de locuri noi în vacanța asta, ne-am relaxat, chiar ne-am deconectat de tot ceea ce ne stresa acasă, așa că sperăm că v-a distrat și pe voi clipul ăsta la fel de mult pe cât ne-a distrat pe noi călătoria în sine. Până data viitoare, spuneți-ne și nouă în ce locuri interesante ați mai călătorit voi și să aveți o săptămână cât mai frumoasă. Salut! Tomorrow is far, felt.